candidatul nostru la prezidențiale, domnul Ciubașenco, partidul nostru Renato Usatăi, special a venit aici la Călăraș din respect pentru călărășeni. Cum ești dispoziția la Călăraș? Acum, încet și or. Am zis că multă lume plecată. Plecată, da, familii, copii, plecați, scotare, n-au... În Europa, în Rusia, unde mă? În Europa, bineînțeles. Lucrează acolo și trimit bani și noi și ne ducem, cumpărăm producția lor și te duci încolo, vinitul ăsta lor, așa, dar noi rămânem săraci, să mai fim săraci. Am dreptate ori nu? Să fie stabilitate, regulă în țară, să creeze în toate organele de putere, să ai încredere între ei. Lege și dreptate, da? Vedeți că aș fi normal să fie un președinte de țării, nu ca domnul președinte care acum. Și eu președinte să aduc președinte, să eu gospodar acasă. Mulțumesc și sănătoși. Da, doamne, să câștigați. Всегда говорю и повторяю, что эти выборы, эти президентские выборы, они не про геополитику. На этих выборах, после формирования нового правительства, новая власть, она уже определится и с внешнеполитическим вектором, и с геополитическим вектором, если, конечно, захочет.